Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în urmă cu 43 de zile. Volodimir Zelenski a ținut un discurs în Parlamentul României și l-a comparat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu Nicolae Ceaușescu. Liderul a spus că era o persoană inadecvată, iar el și soția lui au tras țara în jos. Volodymyr Zelenski a spus că denumirea orașului Bucea va rămâne în istoria oamenilor și că peste 300 de oameni simpli au fost torturați, legați cu mâinile la spate, împușcați în ceafă sau în ochi, iar autoturismele au fost trivite de tancuri. Președintele Ucrainei a spus că în anul 1989 și-a încheiat viața Nicolae Ceaușescu după mulți ani în care era clar că era o persoană inadecvată. Volodymyr Zelenski a mai spus că rușii nu se ascund, ei vorbesc deschis despre războiul împotriva Ucrainei și că ei ar fi făcut pe tot teritoriul țării ce au făcut la Bucea. Liderul a mai menționat că al doilea motiv pentru care Rusia face apel la genocid și nu ascunde acest lucru este faptul că liderii europeni nu vor putea să-i oprească. Mulțumesc, mulțumesc întregului popor român pentru ajutorul acordat uh, refugiaților din Ucraina care s-au -au refugiat în uh, România. Sper că vom avea uh, condiții uh, în care Rusia să renunțe la război și acești oameni să se poată întoarce acasă, în Ucraina. Iar acest, această experiență de uh, susținere și respect reciproc și bunătatea dintre popoarele noastre este o bază pentru o apropiere și mai mare dintre popoarele noastre și statele noastre. Și cum situația va permite, vreau să încep uh, un dialog cu uh, România pentru a permite uh, întreaga uh, protecție minorităților noastre naționale, uh, comunității românești din Ucraina și celei ucraine din. Uh, România și să asigurăm toată susținerea care ne, ne, pe care o putem asigura. Pentru că viitorul nostru este împreună într-o familie europeană. Și sunt convins că foarte apropiat că voi putea să mă adresez dumneavoastră cu mulțumiri pentru întreaga susținere susținerea a României în intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Glorie României! Glorie Ucrainei!